Salutare, oameni buni! Bine v-am găsit la un nou episod aici pe canalul EduRider Motovlog. Vă rețin pentru câteva minuțele, pentru că vreau să vă transmit cu ocazia sărbătorilor de iarnă toate cele bune oamenilor. Să vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas aproape de mine, ați rămas pe canalul de YouTube, tuturor celor care v-ați abonat, tuturor celor care ați vizualizat și nu v-ați abonat. Abonează-te pe canalul de Motovlog, da? Pe canalul de YouTube. Tuturor celor care ați lăsat un like, lasă-mi un like la episodul ăsta, pentru că mă ajută foarte mult cu algoritmul. Tuturor celor care ați lăsat un dislike, pe mine m-a ajutat enorm, mă ajută în continuare și drept urmare am zis să îmi răpesc câteva minuțele din timpul meu și să vă transmit odată cu venirea sărbătorilor de iarnă toate cele bune, sănătate multă, pentru că e mai bună decât toate, știm bine, multe realizări pe anul care vine, tot ce e mai bun să ajungă la sufletele voastre, în familiile voastre. Bineînțeles că astăzi ne găsim aici la garaj, pentru că motocicleta nu mai are asigurare de o lună, așa că stă aici parcată frumos, rezervorul plin, roțile umflate, cum se face, pusă pe standard și așteptând următorul sezon. Sunt eu și ea, pentru că vă găsiți pe canalul EduRider Motovlogs. Ea este actorul principal al acestui canal de YouTube și eu, cel care vă narez în momentul în care ne plimbăm, pe unde ajungem și pe unde mă duce asta mică. Chiar dacă uneori mă cam și lăsat. Dar uneori s-a întâmplat asta, nu atât de des ca un Ducati. Drept urmare, ne-am pus casca pe cap, pentru că, bineînțeles, așa mă prezint pe orice videoclip aici pe canalul ăsta. Dar stai, cred că nu și-ar avea rostul. Mai bine îți dă o cască jos. Stai două secunde. Gata. Deci, ceea ce eu vreau să zic este că ne putem ieși afară, face un video frumos, pentru că asta a fost decizia, cam asta s-a întâmplat, a trebuit să închid asigurarea, timpul e urât afară, deci nu putem să riscăm, drept urmare am zis, bă, hai să facem aici un, cum se zice, dar stai așa, înainte de toate, hai cu luminile, tată! Și cam așa vreau eu să vă zic și să vă transmit cu motocicleta împodobită și luminile ambientale, un Crăciun minunat, fraților, un an nou fericit. Ah, dar stai două secunde, că trebuie să am și echipamentul. Gata, acum sunt pregătit. H0, oameni buni. Un an minunat, Crăciun fericit și toate cele bune. Vi le transmite moșu Edu anul ăsta de Crăciun să aveți tot ceea ce vă doriți. Cred că am spus mai bine. Anul nou să vă întâmpine cu bucurie, fericire, prosperitate și împlinirea tuturor visurilor pe care voi vreți să vi le îndepliniți. Oameni buni, bineînțeles că nu am împodobit numai motocicleta. Am împodobit și bradul acasă, deci sper ca anul viitor să ne strângem cât mai mulți pe comunitatea EduRider Motovlogs sau EduRider, cum este acum, pe YouTube și să depanăm puține amintiri până atunci, iar anul viitor, nu știu dacă vor fi surprize, dar cu siguranță asta va avea altă culoare. Nu știu ce anume o să fac, cum o să fac asta, dar să vedem, poate îmi dă vreo idee moșu. Dar stai, că moșu sunt eu. Sper că ați înțeles mesajul. Acum, foarte serios vorbesc. Crăciun fericit, un an minunat, un an ce o să vină plin de bucurie, prosperitate și toate cele bune. Rămâneți lângă familie. Dacă reușiți, rămâneți în țară. Dacă nu, plecați ca alții. Și cam atât am vrut să vă transmit. Sărbători fericite. EduRider v-a pupat. Pentru anul viitor, asfalt uscat. Și ochii împacă, na? Poate dăm de dă. Am pupat. Îmi iau fresul. Și-am plecat. Abonează-te pe canalul de Motovlog, da? Pe canalul de YouTube. Apropo, lasă un like la episodul ăsta, pentru că mă ajută foarte mult cu algoritmul. Și-am plecat.